Doamnelor, domnilor, suntem o parte a doua emisiunii, o figură reprezentativă în peisajul artistic al ultimilor ani, contratenorul Romeo Cornelius, ne onorează cu prezența în studiourile Teleplus, aducând un plus de calitate spiritului sărbătorilor de iarnă, care încep în această seară cu vizita lui Moș Nicolae. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Romeo Cornelius, ai început să cânți la vârsta de 5 ani și erai deja artist consacrat la 16 ani. Vreau să ne întoarcem puțin în timp, să ne spui de unde ai moștenit această zestre spirituală și mai ales harul de a cânta muzica cultă într-un mod atât de special. Mulțumesc în primul rând de invitație. Chiar aseară vorbeam cu cineva care m-a întrebat același lucru, de unde acest talent și care din părinți întreba, care din părinți a fost? Zic bunica. Și am dreptate, bunica din partea mamei, a fost o cântăreață extraordinară, absolut extraordinară. Cu o încercare de a merge la București cândva prin anul 1920 și ceva, 30. Dar ai reușit să o cunoști, da? Da, am copilărit cu ea. Cântai împreună cu ea? Mama m-a învățat să cânt, dar de la bunica moștenesc glasul. Glasul așa mai puternic, mai... Am înțeles. Da. Și muzica aceasta cultă? Muzica am învățat-o treptat la liceul de artă. Am început să studiez la liceul de artă din clasa 1, pianul 1. Pe urmă am studiat canto din liceu cu doamna Clara Săcăleanu. Și a fost o consecință a faptului că eram la liceu de artă, unde se învață muzică clasică. Nu eram eu neapărat la 7 ani axat pe muzica clasică, dar a fost așa o consecință care s-a transformat într-o pasiune. Ai absolvit conservatorul la Paris, da? Da. Și cu siguranță ai avut ocazia să-i asculți pe mari actori ai genului. Cine a fost totuși mentorul tău și din pleada de mari soliști ai secolului 20, cine a fost cel care ți-a marcat cariera și în ce fel? O întrebare lungă. Aș putea spune exemplu pentru mine cel mai frumos și absolut desăvârșit în cântat, în canto, este Maria Callas. Spun este pentru că avem înregistrări, nu a fost, este. Este în continuare și întotdeauna ascult cu plăcere și mă duce în timp, în timpul acela când învățam să cânt. Deci absolut fenomenal felul în care cânta și prezența escenică, abordarea pieselor, curajul cu care aborda muzica în anii 50-60, când se cânta într-un anumit stil. Ea este actuală și acum a fost pionieră a unui stil foarte curajos de a aborda muzica clasică. Au fost și alte persoane care ți-au influențat cariera? Îmi mai place foarte mult să ascult și cred că am învățat lucruri frumoase și sănătoase în materie de canto de la Cecilia Bartoli. Aș putea spune ușurința cu care cântă Pavarotti este extraordinară. Și aș menționa-o și pe o colegă de scenă, Anik Masis. Puteți găsi și pe YouTube o înregistrare a unui duet cu Anik Masis, făcut la o televiziune la France 2 în Paris. Personalitate extraordinară, voce caldă, frumoasă, tânără, veșnic tânără. Ar fi multe de spus. Multe personalități marcante, așa, pentru viața mea de artist.
În cariera ta a existat o perioadă în care ai făcut o pauză mai îndelungată și nu ai cântat. Ce s-a întâmplat, Romeo, atunci, în acea perioadă? Sigur, dacă poți să dezvălui telespectatorilor amănuntele acestea și cât a fost de dificilă revenirea acum pe scenă? Încă o întrebare lungă și... Dificilă? Dificilă, nu neapărat dificilă. Bine, poate mulți se întreabă și da. Ca și artist zicem că ești dator cu un răspuns, da? Da. Consecințele alegerilor vieții de tânăr artist la Paris poate nu sunt într-una cele mai fericite alegeri. Și au pus amprenta. Ai fost pe marile scene ale lumii. Am fost pe marile scene, dar e foarte greu când ești foarte tânăr și abia intrat în cariera muzicală internațională. Sunt momente de sus și jos, în sensul că există momente în care ai contracte și momente în care nu ai contracte. Poate două luni nu ai niciun contract. Și asta poate să fie dificil și este foarte dificil. Și atunci recurgi la Îți umple altfel programul și eu probabil nu l-am umplut cu cele mai bune lucruri posibile. Dar aceste contracte de cine depind? De obicei? Depind de impresari, depind de calitatea ta, depind de felul în care te prezinți la audiții, deci e absolut... O audiție se petrece în felul următor. Să zicem că mergem la piață și cumpărăm cele mai bune produse. Exact așa fac directorii de teatre care vin, impresarul vine cu 10 cântăreți, aici sunt cei 10 cântăreți, fiecare cântă, îi luăm, nu luăm. Deci e un mediu foarte competitiv. Trebuie să fii absolut non-stop perfect la orice oră din zi și din noapte. Lucru care e dificil pentru un om. Deci e dificil pentru un om. Am înțeles. Știi ce vreau să spun? Să fii tot timpul în formă. Că nu poți. Cu o calitate de execuție a muzicii impecabilă. E foarte... Își pune amprenta și refularea se întâmplă seara cu prietenii. Nu poți doar cu munca aceea, da, să te menții impecabil, ci trebuie să vezi și o altă parte a vieții. Da. Trebuie să mai și trăiești. Și poate că am trăit un pic cam mult. Și asta și-a pus amprenta și am făcut o pauză, da, lungă. Cât de lungă este această pauză? Pauză de... ce să zic? 8 ani în care n-am mai cântat. Mi-am și pierdut vocea la un moment dat. Asta a fost foarte greu pentru mine. Din toate punctele de vedere, e ca și cum mi-ar fi lipsit o mână sau un picior. Da. Sau... Cum s-a întâmplat? De ce... N-aș putea să spun. Este o explicație? Nu este o explicație. Pur și simplu nu mai suna vocea mea de contratenor. Cu toate că știm, sunt foarte puține vocile, da, contratenorii. Da, sunt foarte puține. Putem să-i numărăm pe degete. Acum putem să-i numărăm, sunt mai mulți, au apărut mulți contratenori, dar eu am fost unul din primii contratenori, cel puțin în România, am fost cel mai tânăr solist liric și contratenor pe scena Operei Naționale din București. Toate lucrurile astea, și alți contratenori au pățit ca mine cu vocea pierdută, pentru că e o presiune extraordinar de mare, vorbeam despre asta adineori. Nu-s cunoscute neapărat motivele. Dar e o voce foarte sensibilă, trebuie avut foarte mare grijă de ea,
Și poate nu ești tot timpul dispus să fii așa, ca și cu un copilaș, cu vocea ta. Ai afirmat că te dedici muzicii religioase pe care o consideri o vocație certă. Și aș vrea să ne spui care sunt argumentele tale, sigur, în susținerea acestei decizii și în ce măsură ți-a afectat acest aspect, cariera de solist. Vocea ți-a revenit, înțeleg. Vocea mi-a revenit. Am început să și compun. Dar pe o altă linie. Pe o altă linie, da. Am început să compun. Ce aș putea să spun eu? Posta o prietenă bună și dragă, Cassandra Maria Haușii, pe care cam toată lumea o cunoaște. A postat pe Facebook un adevăr pe care îl spunea Bach. Muzica este singurul scop al muzicii, este slăvirea lui Dumnezeu și împrospătarea sufletului. Dacă Bach a zis așa, eu sunt fericit să fac lucrul ăsta și îmi face o deosebită... Mă simt onorat să pot să fac lucrul ăsta. M-am apucat de compus. Compun într-un stil foarte simplu, foarte clar, foarte... Și muzica și versurile le compun eu. Da. Ce te-a determinat și cum ai reînceput să cânti? Ai avut o motivație, mă gândesc. O motivație, da. Întoarcerea la credință, întoarcerea la credința în Dumnezeu pe care o pierdusem de-a lungul anilor. Și asta a generat în mine o bucurie imensă care s-a concretizat prin compunerea acestor melodii, cuprinse toate într-un album pe care l-am lansat anul acesta în Biserica Romano-Catolică din Piața Cetății, Biserica Sfânta Treime. Și mulțumesc preotului paroh Ioan Roman pentru deschiderea de care a dat dovadă față de acest proiect. Chiar vreau să te întreb, cânti foarte des în lăcașuri de cult, anul trecut concertând în două biserici catolice, dacă nu mă înșel, da. Și aș vrea să te rog să ne spui, există o logică în alegerea locației, dacă aceste clădiri au o acustică specială sau mediul respectiv te motivează și ajută în calitatea prestației? Cred că cel mai important factor în alegerea acestor locuri este acustica. Sunt biserici baroce care au fost construite în timpul în care scria Bach, Handel, toți acești mari compozitori de muzică de operă a secolelor 17, 16, 17, au fost și-au desfășurat majoritatea cariera în bisericile acestea care au fost construite. Biserica din Piața Cetății a fost construită în 1820, va avea 300 de ani curând și se construia cu o pasiune pentru acustică, pentru ca să se audă bine orga, pentru ca să se audă bine cântăreții, orchestrele care cântau în aceste biserici. Deci, acustica, da. Și pe urmă, nu știi de cine dai când bați la ușa unei biserici de acest gen și mi-a deschis ușa preotul. Omul potrivit ți-a deschis potrivit, ușa, da, când ai avut potrivit, nevoie. Da. Ești nu doar un artist care interpretează muzica religioasă, așa după cum ai afirmat, ești și compozitor. Aș vrea să ne vorbești despre această latură a personalității tale. Ce proiecte de viitor ai și când vei lansa un nou album? Iată, unul se lansează deja anul acesta. Da. Am început să compun... nu știu cum... Mi-a spus cineva, o să te apuci să compui muzică. Eu nu credeam lucrul ăsta. Deci cu două zile înainte de a compune prima piesă, nu credeam că sunt capabil să compun o melodie.
și mergând pe stradă, nu departe de unde suntem acum la Teleplus, mi-a venit în minte prima melodie. O compun absolut oriunde, deci melodia și tema principală a melodiei îmi vine, nu, n-aș putea să spun cum, mulțumesc Dumnezeu că îmi vine în minte melodia. Pot să fiu, de exemplu, una din piese le-am compus făcând de mâncare la căței acasă. lemnăria pe care o avem în curte. Deci, nu este o regulă. Nu cred că poate să-mi spună cineva că se scrie muzica cu... Se scrie cu note. Stai și aștepți. Stai și aștepți așa o inspirație care te ia cu... Și poate să fii că mediu... depinde de mediul în care ești, unde te simți bine sau pur și simplu am compus inspirația. Și pe stradă, am compus și acasă, am compus fiind într-o slujbă la biserică, mi-a venit în minte o melodie. N-aș putea să spun unde și cum și de ce. Urmează un concert. Suntem spre finalul de emisiune. Da. Despre ce concert este vorba? Ai avut și concerte în afara țării? Sau ai de gând? Aș dori, da. Aș dori să reiau așa o activitate chiar și internațională, de ce nu? Dar tot la timpul lor. Da. E un reînceput. Atunci spune-ne despre acest concert când va avea loc și suntem și noi partenerii acestui eveniment, da. Îl susținem. Vă mulțumesc mult pentru acest cultura. Lucru. Și sper să fac onoare acestei susțineri. Va avea loc un concert de colinde, simplu numit concert de colinde, în care voi cânta colinde românești, internaționale și 3 colinde compuse de mine pe 19 decembrie, la marți, înainte de Crăciun, săptămâna cu Crăciunul, la ora 19, în aceeași biserică, Biserica Romano-Catolică din Piața Cetății, Sfânta Treime, este biserica mare, galbenă, catedrala aceea frumoasă, în stil baroc. Și va fi un concert simplu, voi cânta cu Alexandru Onie și cu Ionuț Vartolaș, Alex la chitară și Ionuț la pian. Nu mai am pretenția că e o chestie așa, wow. E o chestie pe care o simt, este un lucru pe care îl simt să îl fac, muzică, absolut din suflet și pentru suflet. Cred că asta e cel mai important. Cei care vor fi prezenți vor avea și vor putea cumpăra un album? Da, va fi disponibil și albumul care se numește Păstorul meu, cuprinde 11 piese compuse și este cu acompaniament de chitară, Alexandru Onie la chitară, cu care am lucrat timp de un an, aproape în fiecare zi, fiecare piesă în detaliu și le-am înregistrat în septembrie anul trecut. Live în aceeași biserică. Am mutat studioul, înregistrarea a fost făcută la Seven Cat Studio și produs pe urmă de Culture Street Records cu Dan Secere și Bobby Frankel. Am mutat tot studioul în biserică și am făcut în 3 ore un singur take la fiecare piesă. Deci, interesant așa. S-a putut. O performanță. Romeo Cornelius, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Sper că acest concert va fi binevenit. Vom mai spune mai multe despre acest concert când se apropie data și la știrile noastre. O să ascultăm acum una dintre colindele pe care ni le-ai pregătit. Da, avem videoclipul. Nu este o colindă, este una din piesele de pe album. Una din piesele de pe album, videoclipul realizat de Dima Dimov. Propun să-l urmărim împreună. Mulțumesc încă o dată și te mai așteptăm și în noastre cu alte proiecte frumoase. Mersi. Doamnelor, domnilor, ascultăm acum această piesă de pe albumul lui Romeo Cornelius. Vizionare plăcută, vă doresc de asemenea o seară bună. La revedere!
Thank you.